Distingi-mi membrii unei squadului, mă filmez cu telefonul că n-am luat camera. Am fost la o întâlnire, ceva cu munca, și ne-am oprit la, cum se numește aici, AG-urile? Red and Spices. Red and Spices. E undeva pe lângă pasajul Aurel Vlaicu, pe lângă metrou Aurel Vlaicu. Și nu știu dacă să-mi iau burgeraș sau schnitzel, dar revin cu informații imediat cum mă decid. E greu. Să înceapă ziua. Stimați vlog spectatori, evident că mi-am luat schnitzel. Schnitzel de vită într-o chiflă burger. Imediat dăm sășici. Ionesca? Eu am luat omletă, ca omul. Ca găinile. O listă. Păi nu, dacă... Asta e mâna Ionescu. Deci uitați-vă ce faci. Este următoarea. Dacă Daria poate să ajungă astăzi să ne întâlnim, nu știu, până în 5 jumate maxim, îți scriu, da? Bine, te-am pupat. Ceau, pa, pa. Ionescu, lasă-mi cartofii, că te ia mama. Câte sășici? Păi, mâncarea mea a fost de 4,75. Servire? Foarte mișto. Am întârziat un pic cu pâinea, dar... A fost băiețaș. A fost foarte drăguț, da. Ambianță, cred că înăuntru e mai mișto. Mai venim. Mie mai venim? Mi se pare că e foarte ok. Filmează-mă și pe mine. Deci bargarașul a fost de 4,25 sășici. Mi s-a părut că e foarte sănătos. Adică avea tot felul de sosuri ciudate în el, bune la gust, dar e genul ăla de bargaraș, nu e porceală, e mai light așa. Cu toate că are și albuci de ou înăuntru, adică are o gând, cremă, remulad, nebunia lui salami in the mix. Deci 4,25 sășici. Prețul a fost de 28 de lei, ceva de genul, fără cartofejiți. Am luat în două persoane 69 de lei. Cu apă, omletă, burgeraș, cartofejiți. Acesta a fost review de astăzi. Haideți cu noi, astăzi mergem la Sibiu. Distinși membrii unei squadului, clanul Ionescian pleacă la Sibiu. Mergem la FITS, domnilor și domnul, la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Să și care rămâne la bunici, acum mă ducem la bunici. Mai întâi de toate... Haideți cu noi! Ionesca și-a bandajat mâna. A fost la doctor și i-a zis că trebuie să poarte chestia de asta. Orteză se numește. Cât a fost orteza asta? 130 de ori. Oh, inima! Să nu fii cu minte. A se nota, dați un pic, că se poate mânca sănătos și în mașină. Mâncăm cireșe. Încerc să-l fac pe băiatul ăsta să mânce și puțin mai sănătos. Niște snacks-uri de-alea bune. Stimați vlog spectatori, am ajuns în Sibiu. Am parcat mașina și acum mergem să ne cazăm aici sus la Ibis, elegant. N-am filmat nimic pe drum pentru că m-am decis să nu mai filmez cât conduc. Singurele situații în care mă voi filma la volan vor fi în care mă filmează cineva, pasagerul din dreapta, sau în care am o cameră pe bord care filmează, care eu să am mâinile libere să fac una pe volan. Nu știu dacă a zis accidentul ăla tragic din Ungaria în care șoferul de microbus făcea live pe Facebook sau unde făcea și n-a fost atent la drum și a omorât foarte mulți oameni, mă rog, s-au omorât și pe el cum ar veni. Și de atunci am luat decizia care o să nu mai fac asta, pentru că în primul rând nu vreau să îndemn oamenii să fac asta, pentru că este greșit, nu te joci cu viețile nimănui așa. În altă ordine de idei, cum spuneam, am ajuns la Sibiu, Ionesca este nerăbdătoare să ne cazăm, hai să ne cazăm! Un tradițional cadru din lift, dacă tot n-am filmat mare lucruri azi. O chestie interesantă e că în perioada asta la FITS este și Alex Ciuca aici și o să încerc să-l prind ca să facem împreună un cadru din lift. El este tipul care face mișto de mine că fac cadre din lift, că trec cadre din lift. Și o să tragem, cred că în premier, un cadru împreună. El de ziua mea mi-a trimis o poză la mulți ani și o poză cu el din lift, adică e... Next level. Next level. Sunt artificii și noi nu le vedem. Hai Ionescu, repede, hai scoborâm! Hai să luăm, să vedem artificiile! Aș fi ridicat drona, dar n-am avut timp. Hai, haideți! Liftul? Au început artificiile! Anul trecut? Sau acum 2 ani? Acum 2 ani! Eram și cu sășica aici. Și era foarte încântată cu ghilimele de rigoare, era super panicată. Am fost pentru că i-am permis că o ducem la Sibiu dacă se vindecă de parvovieroză. S-a vindecat și am adus-o la Sibiu.
Și drăguț din partea lor că odată cu artificii că am venit noi. Fix când am ajuns. Nu trebuie. Mamă, ce frumoase sunt astea! Deci e un plop! Hei, lumea aplaudă, ce frumos! Și un... pălăreț! Spre stele! Ceea ce și se... Mulțumesc! El este președintele festivalului Fiț. Și că acum mi s-a spus că el dă două declarații, o dată la început și la final. Noi asta s-a împrins chiar începutul festivalului. Și e foarte poetic, așa, foarte... L-a văzut că interpreta el când vorbea. Băiat fin, ne-a adus badge-urile. Acum putem să intrăm la petrecere. Fără ele n-aveam cum să intrăm. Deci ne-a luat hot dog, ăsta e hot dog XL, 14 lei. De până asta mi-a luat Jack Pepsi și eu n-a scat și-a luat vin. Altceva? Și hot dog-ul tău e mai bun decât al meu. Stimați vlog spectatori, am niște Jack, am niște cremburiști. Da, Alex Ciucă e în spate. Cred că urmează un cadru din lift cu Alex Ciucă, doamne știu. Urmează, fiți atenți. Doamnelor și domnilor, stimați vlog spectatori, sunteți pregătiți? Ta-da. Cadru din lift cu Alex Ciucă, BOOM! Vă schiști cu bustugol. Că-s la bustugol. Ce dacă Georgian? Tocmai ce mi-am dat seama de o chestie, fraților, eu nu am luat încărcătorul de baterie de cameră cu mine. Asta înseamnă că eu acum am terminat ziua, slavă Domnului, cu baterie full. Asta înseamnă că mâine o să filmez foarte moderat, foarte cu atenție, ca să am baterie. Uitați-vă și voi. Am luat încărcătorul de dronă. Asta sunt încărcătorul de dronă și asta este hub-ul meu de, bă, de USB-uri. Deci nu am încărcătorul. Nu vine să cred. Deci mi-am dat seama acum, stăteam pe budă, contemplam și mi-am dat seama. Acesta a fost vlogul de azi. Eu am venit cu trotineta, Ionesca a venit cu Uber-ul, am ajuns înainte Ionescăi. Eu am fost, m-am tuns, uitați-vă, și am ajuns înainte Ionescăi. Trotineta for the win. Și cred că ne-au bărgărași.